În poveștile din vechime se vorbește despre un tărâm îndepărtat, la care nu se poate ajunge pe căi obișnuite. O lume plină de magie, ciudățenii și cunoștințe secrete și bogății neînchipuite. O peșteră cuprinsă de foc, cu pereți nemărginiți. Lumea în flăcări, luminată de păclia din inima creației. În ciuda a ceea ce vi s-a spus, aceste povești nu sunt legende. Lumea de deasupra e reală. Și după ani de căutări, eu, Gar Revel, am găsit calea. Dacă interesează pe cineva faima și averea, eu am să vă conduc la ele. Ne adunăm la hanul monarhului mâine la ora 9 fix. Apoi vom face istorie! Vorbește de lumea de la suprafață, amice. Nu este deloc cum se mură. Slugterra. Un tărâm îndepărtat. Neața Eli. Trix, eu doar nu mă așteptam să fii treasă. Nici nu m-am culcat. Regimul tău de teroare aproape a luat sfârșit, Trixie. Și lovitura de grație. Detest jocul ăsta. Încă o rundă. S-a făcut. Tu unde ai fost în dimineața asta frumoasă? Eu? Da, am avut un comision de făcut. Un comision, ha? Are vreo legătură cu ăsta? Zău așa, Trix, dă-mi-l înapoi. Noua minune a lumii. Gar Revel promite faimă și avere în expediția spre lumea în flăcări. Lovitura finală. Cum? Fii serioasă! N-ai de gând să pleci, nu? Poate. Cui îi pasă? Să-ți pese. 1. Lumea în flăcări e doar un mit, o poveste de adormit copiii. Gândește-te un pic. Dacă e o lume la suprafață, noi de ce n-am văzut niciun om de acolo? Recunosc. Este ceva putred la mijloc. Nu-ți pierde vremea. Revel vânează de ani de zile trăgători naivi pentru aceste expediții inutile. Gar Revel pornește într-o nouă expediție? Am mai văzut cineva asta? O întreagă lume deasupra slagterei, închipuiți-vă, fără slagi, fără meca animale, fără cârtețoiți. Îmi închipui. Și aurul, va fi și aur, desigur. Trebuie să mergem să-l auzim pe acest Revel pentru a explora. Nu știu, Pronto, voiam să mă duc singur. Dacă individul profită de oameni, ar trebui să văd ce-i de capul lui, știi tu, în numele dreptății. Te rog. Ei bine, dacă plecăm în misiune cu gașca, în estau cea mai bună înghețată cu suc de rădăcinoase și ciocolată din Slugterra. Atunci am stabilit, toți aur, adică mergem. Grozav, mă bucur de ajutor. S-a zis cu misiunea secretă, amice. Hai să trăiești. Hai să-ți povestesc ceva. Categoric, nu merită înghețata. Vezi ce fel de persoane atrag poveștile lui Gar? Șarmant. 4 înghețate mari, vă rog. Și ce mai vor prietenii mei? Ai grijă pe unde mergi, cârtețoidule. Eli, e Andrei Geyser. Cine? Un aventurier foarte vestit. Mă întreb ce caută aici un explorator adevărat ca el. Mulțumesc că ați venit. Așa cum știți mulți dintre voi, lumea în flăcări e obsesia mea din copilărie. Și recunosc că multe din expedițiile mele anterioare au fost o dezamăgire pentru cei implicați. Asta însă va fi altfel. Nu și-a luat mâinile de pe cartea aia de când a ieșit. Trebuie să aruncăm o privire. Lumea de la suprafață oferă mai mult decât faimă și avere.
Luna lor, de exemplu, e un corp planetar de proporții uriașe ce orbitează literalmente la milioane de kilometri deasupra lor. Pe bune, doar nu-l luați în serios. Ai o problemă, fetițo? Nu, totul e bine, scuze. Nicio problemă, nu-i așa, Trix? Singura mea problemă e că vă lăsați păcăliți cu toții. Profită de voi! Ușurel, prieten, nu-i nevoie să facem scandal. Numai un papă lapte ar face parte dintr-o expediție fictivă. Vrei să spui că-s un papă lapte? Nu! Ai avut grijă să spui tu singur asta. Trix, nu mă mai ajuta. Trebuia să-ți faci tu de cap. Parcă eram în misiune oficială. Nu voiam decât să-i ajutăm. Răgăitule! Nu! Nu! Încetați! Ați distrus totul! Ține-l! Nu mai ai unde să fugi, cârtețoidule! Încetați! Wow, ce-a fost asta? Un slug infernus? Un singur om are un asemenea specimen. Nu știți cine e el? Salut, Eli Shane! Desigur tu ești! Excelent, absolut excelent! Cu un Shane la bord, expediția nu poate da greș! Am o veste! Eli nu s-a înscris în expediție! Prieteni, cât despre asta? Doar nu vorbești serios! Indivizii ăștia trăgeau în noi! Nu e atât de simplu! Ba da, este! Fie ai minte și bun simț, fie ești de partea lui! Atunci sunt de partea lui Gar. Mă alătur expediției. Cred că n-am auzit bine, amice. Am spus că rămân. Mergeți înapoi la bază. Mă întorc imediat. Încerci să scapi de ei ca să ai o parte mai mare din bogăție. Deci, Pronto n-o să înghită minciuna asta. Eu mă bag. Regret, Pronto, și tu pleci. Insist, amice. Poate vi se pare o nesăbuință, dar am motivele mele. Aveți încredere în mine. Avem încredere în tine, Eli. Ne-am dorit să ai și tu în noi. Trebuia să fac asta. Nu vreau ca ei să afle de lumea de la suprafață și trebuie să știm mai multe despre Gar. Vor înțelege, nu? Ai făcut alegerea corectă, băiete, alegerea perfectă! Marca Shane e ceea ce lipsește acestei expediții pentru a fi credibilă! Ai văzut! Cine-i ăsta? Mă crezi sau nu, averea și faima atrag uneori niște elemente, să le zicem, ciudate. Serios? Nu observasem. Trebuie să discut cu Gar între patru ori. Scuză-mă un pic, Eli... Un Shane? Eu trebuia să fiu cap de afiș în expediție, ai uitat? Nu te teme, o să-ți primești partea, Andre. Între timp, un pic de clasă n-o să ne strice. Eli, să discutăm puțin. Și totuși, de ce s-ar alătura Eli expediției lui Gar? Evident, de dragul bogățiilor nemărginite. Pe Eli nu l-au interesat niciodată banii. Aici e vorba de altceva. Mi-aș dori să aibă încredere în noi. Eli a avut secrete față de noi, dar asta nu ne-a împiedicat niciodată să fim o echipă.
Extract de mușchi după rețeta proprie, din vremea petrecută în triburile Nol din bazinul Xanadu. Nu sunt smintit, Eli, știu ce părere au alții despre mine. Dacă numele meu ar apărea acum în cărțile de istorie, ar fi un dezastru. Asta e ultima mea șansă, nu poate da greș. Și cu tine în echipă sigur voi reuși. Și de ce crezi că te voi putea ajuta? Eu cred că soarta te-a adus la mine, Eli. Adevărul e că în ciuda eforturilor mele, încă nu știu cum să ajung în lumea de deasupra. Cu un Shane în echipă pot obține fonduri pentru a afla și acest ultim lucru. Ușurel, râgăitule, să lăsăm să vorbească. Ai spus ceva, Eli? Am zis, cum ai aflat de lumea de la suprafață? Sunt obsedat de ani de zile și nu sunt singurul. Multă lume crede legenda despre lumea în flăcări și chiar și cei care nu cred se întreabă ce altceva ar putea fi în univers. Indicii sunt peste tot dacă știi unde să cauți. De pildă? Povești transmise din generație în generație. În foarte multe se pomenește de lumea în flăcări. Și mai e și asta, cel mai mare indiciu. N-ai s-o poți citi, e scrisă într-un cod. Pot să o citesc. E cifrul nostru, e codul Shane. Hărți, articole de jurnal, povestește cum să folosești groapa. Unchiul Jimo? Jimo? Cel dinaintea tatălui tău? Dar asta înseamnă, desigur, e jurnalul familiei Shane. Asta e piesa lipsă. Cuvântul Shane e un cifru. Cheia de bolta întregii cărți. Eli, e uimitor. Asta schimbă totul. Am spart codul. Voi găsi calea. Gar, nu. Ceea ce e în carte e secret dintr-un motiv. Atunci, e adevărat. Adevărat e că trebuie să-mi dai jurnalul ăla. Venirea ta la mine a fost soarta, Eli. Acum sunt sigur și n-am să mai dau greș. Da! Ajutor! Am nevoie de ajutor! Shane, opriți-l! Al meu ești! Gar, ascultă-mă! Nu face asta! Îți rămân dator, Eli. Fiecare instrucțiune, metodă precisă pentru a ajunge în lumea de deasupra se află în cartea asta, împreună cu gloria pe care o merit. După el! Toate cercetările mele sunt în acea carte! Dați de veste, luați tot echipamentul necesar. După ce o să recuperăm cartea, o să plecăm spre lumea în flăcări. Lovitura de grație. Eli, ce se petrece? Nimic, întoarceți-vă la joc. Voi încă mai jucați? Refuz să mă las bătut de ea. Trebuie să câștig măcar un joc. Un arsenal pe cinste pentru nimic, frățioare. Am spus că mă descurc. Nu vreau să vă implicați, ține de familia Shane. Da? Noi suntem gașca Shane. Ascultați, nu vreau să pățiți nimic. Rămâneți aici. Încă mai e timp să plec să-i atrag departe. Nu prea știu la ce te referi, dar poate e prea târziu să... Da, haideți, haideți! L-am prins! Gaz, ne-ai târât până aici să urmărim un puști? Ne-ai promis avere, Revel! Faimă! Cu mine nu e de joacă, Andrei! Nu azi! Ascultați-mă! Vreți avere și faimă? Puștiul Shane e cheia! Primul care mi-l aduce primește o parte triplă! Ura! Cred că sunt mai mulți decât înainte! Găitule, autolaserele! Trebuie să vă scoatem de aici. Eli. Tata mi-a zis odată de un tunel spre oraș. Dacă ne grăbim, trecem prin el înainte să vină ei la noi. Eli, nu plecăm. Nici măcar nu știți pentru ce luptați. Nu contează, suntem o echipă. Nu trebuie să știm. Ba da, trebuie. Haide! Haide! Mai
ai cumva vreo idee, măreață? Nu va fi ușor de auzit. Toți veți avea întrebări. Din păcate, nu vă pot răspunde acum. Voi fi rapid. Mai știți chestiile alea spuse de gard despre lumea de la suprafața slacterei? Da, te referi la gogoșile pe care le tot coace. Da, ei bine, nu-s inventate. Lumea de deasupra e reală. Și misiunea mea principală ca Shane e să o păstrez secretă. Nu te crezi. Glumești, nu? Știu ce credeți, dar nu e o glumă. Vă rog să aveți încredere. Dar trebuia să știți adevărul. Nu te cred. Sunt multe de digerat, știu. Ellie, când eram mică, mama îmi povestea despre lumea în flăcări. În fiecare seară înainte de a mă culca. Trebuie să te maturizezi. Nu mai poți crede în basme. În cazul ăsta, basmul este real. Aici nu-i vorba doar despre slactera. Dacă gar ajunge la suprafață, ambele lumii vor plăti prețul. Să spunem că ai dreptate. De unde știe gar toate astea? Din ăsta. E al fratelui bunicului. Am aruncat o privire peste el. Orice întrebare am avut, orice nedumerire în privința tatei, și-ar putea găsi răspunsul aici, inclusiv cum să ajung la suprafață. Dacă Gar ar pune iar mâinile pe el... Nu te grăbi, Ellie! O putem ține așa toată ziua! Asta vrei, Gar? Nu! Nu mai trageți! Nu mai trageți! O să loviți cartea! Vrei jurnalul? De ce nu pe mine? Interesantă propunere. O să vă iau pe amândoi. Bine, vin și eu. Cu o condiție. Să-i lași în pace pe prietenii mei. Ei nu sunt implicați. Prea bine. Glasul rațiunii. N-ai nevoie de prieteni. La urma urmei, ești singur singurel. Nu. Le-am spus că nu vreau să se implice. Dar totuși... Nu mă ascultă deloc. O lovitură dintr-un milion! Naivi! Să te văd, Gar! M-ai vrut? Aici sunt! S-a terminat, Ellie! Pleacă de aici, frate! Mă descurc singur! Un link slavă în spinare, amice? Nu prea cred! Dă-i drumul, Gar! Îți dau cartea! Nu! Dă-mi-o! Nu! Nu! De ce? Nu-i corect! Era cât pe ce! N-am nimic cu tine, puștule. A fost vorba de afaceri. Stați! Nu s-a terminat! Nu-i decât o piedică! Au avut dreptate. Nu-i decât o înșelătorie. Ba nu! Am să găsesc o altă cale! Vezi-ți trebuie... de drum, Gar. S-a terminat. Stați! Stați! Unde vă duceți? Mai dați-mi un pic de timp! Am senzația că Revel nu ne va mai face probleme. Ascultați cât despre ce s-a întâmplat. E în ordine, Ellie. Am înțeles. Secrete, Shane, corect? Vreau să vă arăt ceva. Când ne-am întâlnit, v-am spus că veneam dintr-o peșteră secretă, departe de aici. Păi, nu am fost întru totul sincer. Era departe, dar nu era o peșteră. Atunci, unde ai crescut? Vin de acolo. Dintr-o gaură? Din groapă, mai exact. Am căzut și așa am ajuns aici. Duce la locul în care voia să ajungă Gar. Lumea în flăcări? Lumea de la suprafață sau... cum spui tu? De ce? Nu înțeleg. Ar fi foarte greu să înțelegeți asta. Întregul vostru univers a explodat pur și simplu. Da, la fel și creierul meu. Știam că Shane-ii au secrete, dar ăsta... wow! Magia de pe tărâmul ăsta, slagii, s-ar pierde definitiv dacă lumea de la suprafață ar afla de slactera. Și dacă asta se va întâmpla, răul de sub noi ar fi de neoprit. Slactera este prima și ultima linie de apărare. De asta lumile noastre nu se pot amesteca. N-ar fi trebuit să ne spui asta, Ellie. E un secret prea mare. Ar fi trebuit să-l păstrezi în familie. Voi sunteți familia mea. Și de acum, gata cu secretele. Vă voi spune tot ce știu. Deși, din punctul meu de vedere, nu e cine știe ce.
Tocmai ai ars cartea care ar fi putut schimba toate astea. În cartea aia nu era nimic ce nu putem afla singuri. Inclusiv cum să mă întorc acolo. Asta e o altă poveste. Deocamdată am făcut călătoria doar dus. Deci ne-am pricopsit cu tine, nu? Cam așa ceva. Da, n-am nimic împotrivă. Trebuie să recunosc, ați suportat bine vestea asta. Ho-ho, glumești? Am un milion de întrebări. Cerul ăla e, așa cum se spune, nemărginit? Aveți cârtețoizi în locul ăla? Și dacă da, sunt respectați ca forme de viață superioare? Sau măcar un pic superioare? Și care-i faza cu luna aia? Cum de nu cade peste noi? Mai bine o iau de la început. Locuim pe o planetă numită Pământ. Pământ? Planetă? La fel de superioară.